Mii de gorjeni se află în căutarea unui loc de muncă. 10.000 de persoane figurează în evidențele AJOFM ca șomere. Pentru acestea sunt disponibile doar 120 de locuri de muncă anunțate ca fiind vacante de către angajatorii gorjeni. În lista locurilor de muncă pentru județ avem acum aproximativ 120 de locuri de muncă, atât pentru persoane cu studii superioare, avem ingineri, economiști sau consilier juridic, cât și pentru persoane cu studii medii sau cu studii primare. Oferta este vastă, de la muncitor necalificat, ambalator, cât și barman, ospătar, bucătar, agenți de securitate, femei de serviciu, lucrători în hoteluri, cameriste, șoferi de autocamion, lucrători comerciali, lucrători gestionari. Oamenii spun că este foarte greu să își găsească de lucru în județul nostru, așa că nu le rămâne decât să aștepte ajutorul de șomaj. Ianuarie. Da. Și nu ați găsit nimic până în momentul? Momentan, nu. Suntem tot șomeri. Cum este oferta? Ce să vă spun? Este greu un șomaj. Dar sunt deja pe terminare, m-am o lună deja și eu sunt asistent maternal și sper să îmi găsesc în continuare loc de muncă în meseria care o am prestat-o până acum. Da, da. Și acum sunteți în șomaj? Da, mai am o lună de zile deja și sunt pe terminare. Iar numărul șomerilor din județul Gorj urmează să crească odată cu cei 2000 de angajați ai CEO care vor fi disponibilizați de luna următoare. Acestora li se adaugă și angajați ai unei fabrici de confecții ce urmează să fie dați afară. În ultima perioadă am primit pentru disponibilizări notificări de la Complexul Energetic Oltenia. Pentru perioada septembrie-octombrie vor fi disponibilizate aproximativ 2000 de persoane și ultima notificare este de la Confecția, care ne anunță că vor disponibiliza 163 de persoane în perioada octombrie 2016. Piața locurilor de muncă este mai accesibilă în străinătate, unde se caută mii de muncitori în agricultură.